Cum mă comport ca un creștin? Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa pregătitoare. Mă numesc Emanuela și eu cunosc și respect învățăturile lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne amintește să ascultăm și să punem în practică învățăturile lui Hristos ca să fim fiii lui Dumnezeu. Eu m-am gândit să vă arăt ce fac ca să fiu mereu alături de Hristos ca în imaginea pe care o vedeți. Pentru aceasta vă propun un joc. Am să vă arăt câteva imagini, uneori le explic, iar voi veți răspunde unor întrebări. Să începem! Dimineața nu uit să mă rog pentru părinții și nașii mei, pentru colegii și profesorii mei și, bineînțeles, pentru mine. Voi pentru cine vă rugați? În Biblie scrie: luați învățătură, ca nu cumva să se supere Domnul. Azi la școală eu voi merge și aș vrea ca să învăț carte ca să ajung cât mai departe. Să fiu un elev cu minte, să mă port ca un creștin. Dacă ați fost atenți, răspundeți la întrebarea: ce mi-aș dori eu pentru mine? Noi avem cea mai frumoasă clasă și suntem cei mai buni colegi. Știți de ce? Răspundeți oral. Iată ce facem noi. Așezăm cărțile în ordine. Avem grijă să nu fie praf. Dacă murdărim ceva, facem curățenie. Ce faceți voi pentru a avea clasa curată și frumoasă? Dar avem grijă nu doar de clasa noastră, ci de întreaga școală, de curtea școlii. Noi suntem elevi foarte harnici, curați și ordonați, pentru că am învățat din Biblie că trebuie să fim harnici ca niște furnicuțe. Voi, cum vă păstrați școala curată? Dumnezeu ne-a sfătuit să ne încununăm cu flori de trandafiri, dar pentru aceasta trebuie să îi îngrijim. Noi avem la școală flori pe care le îngrijim cu mult drag. Eu respect ceea ce m-a învățat Mântuitorul și acasă. Credeți că doar la școală putem fi harnici? Nu! Plantăm flori și le îngrijim și acasă la noi. Dar oare toți copiii fac așa? Ce ne arată imaginea din stânga jos? Uneori o ajut pe mama în bucătărie sau la curățenia din casă. Alteori îl ajut pe tata, pentru că Mântuitorul ne-a îndemnat să cinstim pe părinții noștri. Voi cum respectați această poruncă? Alături de părinți, donez câteodată din hăinuțele mele, din jucăriile mele copiilor nevoiași. Mântuitorul ne-a îndemnat să avem grijă unii de alții. Voi ce ați putea dona? O ajut pe bunica dacă are nevoie de mine, chiar și atunci când trece strada. Și voi puteți ajuta bătrânii. Dați câteva exemple. Iar spre seară, înainte de culcare, închei ziua cu o rugăciune de mulțumire pentru tot ajutorul primit de la Dumnezeu și îl mai rog să ne ajute pentru ziua care urmează. Voi pentru cine și pentru ce vă rugați? Completați lista cu fapte bune pe care le puteți face la școală. Completați lista cu fapte bune pe care le puteți face acasă.